spre slava și onoarea lui Dumnezeu, deschidem momentele de rugăciune cu cântarea numărul 609, o scumpă școală de sabat. Doamne Iisuse, din adâncul inimii îți mulțumim că suntem în locașul de închinare, că suntem sănătoși și că putem să-ți lăudăm numele. Te rugăm să privești spre fiecare dintre noi, să umpli inimile noastre cu pace, cu speranță, cu bucurie și, Doamne, să răspunzi nevoilor sufletului nostru prin ceea ce Tu vrei să ne spui astăzi. Întărește-o și pe Betty ca să poată și ea să ne transmită cuvântul de la Tine. Și noi să luăm aminte, Doamne, și de aici să plecăm niște oameni schimbați. Te-am rugat prin Domnul Iisus. Amin. Pacea Domnului, bine ați venit în locașul de închinare. Înainte de a începe prezentarea pe care am pregătit-o pentru astăzi, aș vrea să deschidem scripturile și să citim un pasaj care se găsește în Ieremia, capitolul 18, cu versetele 1 și 6. Acest pasaj va fi și cel care ne va introduce în subiectul din această dimineață. Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel: Scoală-te și coboară-te în casa olarului. Acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel, zice Domnul. Iată, cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casa a lui Israel. Nu cred că este cineva aici, sau nu cred că există vreun creștin care să nu-și dorească să fie un vas lucrat de mâna lui Dumnezeu. Așa că vă invit în această dimineață să privim puțin și pe scurt la procesul prin care lutul devine un vas. Un vas de mare preț și un vas folositor. În primul rând, argila trebuie separată de impurități. Fără a se face acest lucru, aceste impurități mai târziu vor fisura și vor distruge vasul.
După ce acestea se îndepărtează, lutul trebuie lăsat cam un an de zile afară să suporte atât căldură cât și frig, îngheț, ploaie și multe altele pentru a deveni maleabil. Unul din vasele lui Dumnezeu din Biblie care a trecut printr-un astfel de proces a fost Avram. Atunci când Dumnezeu l-a chemat pe Avram să iasă din țara lui, din confortul în care se afla, Avram nu a spus nu și nu s-a împotrivit, nu și-a căutat scuze, ci l-a urmat pe Dumnezeu, l-a lăsat să îl separe de orice impuritate și să-l treacă prin toate experiențele de care avea nevoie pentru a deveni maleabil. Și cu toții știm că astfel Dumnezeu l-a folosit pe Avram în marele său plan cu privire la poporul lui Israel. Dumnezeu ne cheamă și pe noi astăzi să trecem prin acest proces, însă trebuie să fim conștienți că acceptarea vine cu responsabilitate. Așa că dacă acceptăm chemarea lui Dumnezeu, trebuie să îl lăsăm pe El să ne cerceteze și să dea la o parte orice rău se găsește în noi. Urmează apoi procesul modelării, care este și cea mai frumoasă parte. Acest proces este o adevărată artă și necesită o sensibilitate aparte, pe care o are doar un olar cu o mână pricepută și cu experiență. Printr-un proces de modelare a trecut, de exemplu, Moise, care a stat 40 de ani la oi, sau Iosif, care a fost vândut în Egipt, care a slujit lui Faraon și a petrecut destul de mult timp și în închisoare. Modelarea este creșterea spirituală, iar aici Dumnezeu se dovedește a fi nu doar un olar priceput, ci și foarte, foarte răbdător. El ne modelează în fiecare zi și nu se oprește până ce totul nu este perfect. Dacă ne întoarcem la pasajul pe care l-am citit la început, la versetul 4, vedem că primul vas nu a ieșit așa cum trebuia. Dar cu multă răbdare, olarul s-a apucat să facă altul. Acest verset ne dă foarte mare speranță, pentru că noi suntem păcătoși și de foarte, foarte multe ori ne împotrivim procesului modelării, însă Dumnezeu nu se dă bătut și o ia de la capăt de fiecare dată. După procesul de modelare, vasele ajung în două destinații, la două destinații. Unele ajung pur și simplu obiecte decorative. Acestea sunt foarte frumoase de privit, însă nu sunt și utile. Altele însă ajung să fie date spre folosire. Acestea din urmă, care urmează să fie folosite, trec prin cel mai greu proces de până acum, și anume procesul arderii. Prin procesul arderii a trecut și Iov. Și cu toții știm grelele încercări la care a fost supus. Cu toate acestea, el s-a dovedit a fi matur din punct de vedere spiritual și a rămas lângă Dumnezeu. Vasele trebuie să fie arse pentru a fi rezistente, pentru a putea ține lichidul, pentru a putea rezista la spargeri și multe altele. În Corinteni, capitolul 3, cu versetul 13, aflăm că în cele din urmă, focul va fi cel care va dovedi cât de puternic este cu adevărat vasul. Citez. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. În această dimineață, să ne rugăm Domnului să îndepărteze de noi orice impuritate, să ne modeleze și să ne dea puterea și tăria necesară să trecem cu bine peste procesul arderii. Iar dacă cumva ne-am împotrivit procesului modelării, să-i mulțumim lui Dumnezeu că nu renunță la noi și ne dă o a doua șansă. Amin. Urmează să ne rugăm în grupe de două sau trei persoane.
Domnului.